Pe mai multe străzi din capitală se efectuează lucrări de reparare a drumurilor în plină zi. Acest lucru provoacă ambuteiaje practic în tot centrul capitalei, lucru care stârnește nemulțumirea șoferilor. O situație de acest gen putea fi urmărită azi dimineață la intersecția cu sens giratoriu Ion Creangă, calea ieșilor, bulevardul Ștefan cel Mare. Conducătorii auto se arată indignați de faptul că aceste lucrări se efectuează ziua și astfel provoacă ambuteiaje și incomodități participanților la trafic. Aici, mai ales aici, ar trebui noaptea să lucreze, nu acum, la ora asta. Это только у нас в стране такое может быть. Это ужасно. Ужасно, это не цивилизованно, как минимум. Считаю, что непорядок. Нужно делать это ночью, а не днем, когда люди ездят. Ночью везде, во всех нормальных странах ночью работают люди. Так что вот так, нужно работать, как все во всех цивилизованных странах. Ați să fac noaptea? Cum e Europa? Eu din Europa vin am. Toate lucruri se fac noaptea. Angajații companiei care efectuează lucrările de reparație susțin la rândul lor că o parte din lucrări sunt efectuate pe parcursul nopții, însă plombarea găurilor în asfalt poate fi executată doar ziua. Prin urmare, blocarea traficului este inevitabilă. Asta tot ziua și ocupat. A și ocupat tot ziua liga. Până la ora 5 seara. Și mâine, doar? Mâine trecem pe altă stradă. Ce lucrări sunt făcute în toată ziua? De atâta că îi mai gine ziua. Că noaptea la oameni nu pot să reguleze normal drept. Dar ziua mai gine lucrează. Noaptea lucrează cu frezarea, cu freza lucrează. Curăță drumul. Dar ziua lucrează cu asfaltul, că sunt drepte mai gine. Și că... Ambuteiajul de la această intersecție s-a întins pe sute de metri. Oamenii se plâng că întârzie la serviciu de dimineață, iar seara ajung cu greu acasă. Ei spun că sunt gata să suporte astfel de incomodități doar cu o singură condiție, ca drumurile să fie reparate capital și nu cârpite ca în fiecare toamnă sau primăvară. Țara noastră primește atâția bani peste hotare, dar noi banii nu se vede unde sunt investiți. Drumurile noastre, noi merităm niște drumuri mai bune. Îți plătesc impozit, dar nu-ți faci nică, nu fac nică, ești de sus, tăți trebuie împușcați. Autoritățile susțin că lucrările de plombare a drumurilor vor continua în următoarele săptămâni. Prin urmare, conducătorii auto ar trebui să se înarmeze cu răbdare, întrucât muncitorii vor lucra atât pe timp de noapte cât și ziua.